Dar despre prevenirea inundației, necesită este atenționare de cod galben. Averse și precipitații le pot provoca inundații, mai ales dacă se stă pe apă și se trăiește în râul Modrii. Este zona inundației. Acțiunea a vizat astăzi numai informarea cetățenilor din localitatea Lunca Banului, însă astfel de acțiuni de informare preventivă vor fi realizate în toate localitățile predispuse producerii de inundații. La acțiune au participat și membrii Serviciului de Voluntariat pentru Situații de Urgență, care au distribuit alături de pompieri pliante cu reguli de comportament pe timpul producerii inundațiilor pentru ca locuitorii acestui sat să fie pregătiți să reacționeze corect în astfel de situații. Dacă sunteți surprinși de viitură, de regulă aceasta este precedată de un curent de aer neobișnuit. Încercați să ajungeți într-un loc cât mai ridicat pentru evitarea impactului cu viitura. Localitatea Lunca Banului este o localitate aparținătoare a orașului Strehaia, aflată pe malul râului Modru, în zona de inundabilitate a acestuia. Câte gospodării pot fi afectate în caz că s-ar produce o inundație ca urmare a revărsării râului Modru? Ca urmare a revărsărilor râului Modru pot fi inundate peste 70 de locuințe. Dacă viitura nu este de mare amploare, vor fi inundate decât strada Frații Buzești, unde sunt aproximativ 14-15 locuințe. În cazul în care s-ar produce o inundație, cu ce ați putea interveni? Avem un serviciu voluntar pentru situații de urgență compus din aproximativ 30 de persoane. Dispunem de două motopompe de 1000 de metri cub pe oră. Avem și un buldeu excavator. Cadrele inspecției de prevenire, împreună cu voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Strehaia și cu pompieri de la pichetul Strehaia, au desfășurat o activitate de informare preventivă a cetățenilor din localitatea Lunca Banului. Cu această ocazie, cetățenilor le-au fost prezentate câteva măsuri de prevenire a inundațiilor, precum și regulile de comportare pe timpul sau după producerea acestora. Dacă inundația vă surprinde acasă, este bine să părăsiți urgent locuința sau să mergeți înspre etajele superioare, cum ar fi acoperișurile, sau să vă deplasați spre zonele înalte. Totodată, dacă mai aveți timp, este bine să blocați ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturile puternice, de apă sau de aluviuni.